Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii mei din lume FST. În această zi de duminică vă invităm să fiți alături de noi în următoarele minute pentru a afla despre zilele lume FST, o manifestare științifică cu tradiție a universității noastre care se va desfășura în perioada 7-11 decembrie 2020. Practic în săptămâna care urmează. Și vom discuta despre programul amplu al zilelor UMFST cu domnul conferențiar universitar dr. Olah Peter, prorector cercetare științifică și inovare în cadrul universității noastre. Bună ziua și bine ați revenit alături de noi la UMFST Live! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! Bună ziua și ascultătorilor și privitorilor noștri! Aș dori să începem prin a ne prezenta, practic, acest concept de zilele UMFST. Așa cum spuneam, reprezintă o manifestare științifică de referință pentru comunitatea academică. Da, o manifestare științifică și nu numai. Avem evenimente pur științifice, cum ar fi conferințele. Avem evenimente științifice, dar deschise publicului larg, cum ar fi webinariile științifice, dar avem și evenimente pe care anul acesta le-am intitulat webinarii educative, avem lansări de diferite obiective care au fost realizate anul acesta și avem evenimente culturale. Probabil ați remarcat termenii de specialitate sau tehnici, webinarii. Anul acesta organizăm într-o formă inedită. Pentru prima dată vom organiza întreaga săptămână dedicată zilelor UMFST în spațiul online, datorită situației epidemiologice prin care trecem. Și nu vom avea cunoscutele întâlniri on-site. Sperăm că totuși să putem oferi o experiență plăcută, chiar dacă e inedită, pentru participanți și pentru privitorii noștri. A fost o provocare, a trebuit și noi să ne adaptăm, ca tot restul lumii de altfel. V-am pregătit un program interesant care acoperă întreaga săptămână și pe care îl puteți urmări sau la care puteți participa din confortul și mai ales din siguranța propriei locuințe. Practic, mâine vor începe evenimentele din seria dedicată zilelor UMFST. Așa cum spuneați, se vor desfășura anul acesta online și sub egida UMFST 75. Ne puteți oferi o idee de ansamblu asupra tuturor evenimentelor? Cum vor arăta acestea, mai ales că se desfășoară sub egida UMFST 75? Sigur. Suntem într-un an aniversar, aniversăm 75 de ani de învățământ medical Târgu Mureșan și totodată 25 de ani de învățământ superior tehnic și științific Târgu Mureșan, deci este o dublă aniversare. Sigur, acum toate sunt sub egida UMFST George Emil Palade Târgu Mureș, dar să nu uităm, avem și partea științifică și tehnologică fostă Universitate Petru Maior, a cărei parcurs este aniversat de asemenea anul acesta. Am pregătit un program destul de acoperitor. Haideți să punctăm întâi momentele cheie. Vom avea joi după masa un eveniment care va începe cu un memorial lecture intitulat George Simu, care a devenit deja tradiție la UMFST, la care avem invitat pe domnul general locotenent în rezervă, doctor cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu, primul și singurul cosmonaut român. Suntem onorați pentru că a acceptat invitația noastră. Și fiind un memorial lecture, sigur va fi o prelegere pe o anumită temă. Și tema va fi foarte interesantă. Lăsăm publicul să o descopere în programul pe care îl vom publica în curând. Avem de asemenea cuvântul rectorului universității, care urmează după Memorial Lecture George Simu, după care vom avea o scurtă prezentare a istoriei universității, a istoriei celor 75 de ani. Și această prezentare va fi urmată de premierea rezultatelor cercetării de anul acesta. Într-o notă festivă, organizăm un alt memorial lecture, Mișcolții Dejo Memorial Award Lecture,
la care anul acesta îl avem invitat pe distinsul profesor Ocea Di Laslo, membru al Institutului de Medicină Experimentală al Academiei Ungare. Aceste două evenimente sunt punctele cheie festive ale săptămânii în online. Pe lângă aceste evenimente avem o serie de alte evenimente. Cele două evenimente mai ample pe care aș vrea să le punctez sunt conferința doctoranzilor și a tinerilor doctori, care se va desfășura pe parcursul zilei de marți, și sesiunea de comunicare a cadrelor didactice, care se va desfășura pe parcursul zilelor de joi și vineri. E foarte interesant, o să punctez niște detalii tehnice, a trebuit să alegem diverse platforme ca să acomodăm diversele cerințe ale evenimentelor, de exemplu, sesiunile de comunicări științifice se vor desfășura pe platforma Microsoft Teams, unde putem derula în paralel mai multe sesiuni cu un anumit număr de participanți, iar cele deschise publicului, webinariile și workshop-urile, le vom desfășura pe platforma Zoom. Iată, trebuie să ne obișnim cu acești termeni de specialitate, să zic, da? Sunt de fapt produse oferite de diverse companii în online pentru a putea organiza asemenea evenimente. Așteptăm pe toată lumea cu mare drag. Vom publica link-urile, încă un termen tehnic, în program, astfel încât cei care doresc să vizioneze sau să participe la un eveniment să poată cu un singur click din programul zilelor UMFST să ajungă în spațiul virtual în care se desfășoară evenimentul. Apropo de aceste aspecte organizatorice despre care ați vorbit, care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat în organizarea ediției din acest an? Pentru că este, iată, o premieră, nu ne mai confruntat până acum cu astfel de situație și cum va aștepta să se desfășoare evenimentele din această săptămână? Prima provocare a fost o întrebare pe care ne-am pus-o: oare va reacționa comunitatea academică la genul acesta de evenimente? Adică atunci când solicităm idei de evenimente și organizarea de evenimente, oare vom avea răspunsuri? Ei bine, am avut. Am pornit cu ideea că va fi un program lejer aerisit, fără suprapuneri. Până la urmă, cu greu am reușit să îl facem fără suprapuneri. Deci a fost o reacție absolut pozitivă. Sigur, micile provocări tehnice de organizare în spațiu virtual, dar am trecut cu bine peste ele, spunem noi. Vom vedea la sfârșitul săptămânii ce feedback avem de la participanți. Deocamdată ne bazăm pe experiența lunilor trecute, în care o parte din colegii noștri au organizat conferințe online și desfășurarea a fost impecabilă și feedback-ul a fost pozitiv. Am desfășurat și noi prin Junior Researcher Academy o serie de întâlniri online, meetup-uri și workshop-uri. S-au logat studenții în număr impresionant și tehnologia a ținut cu noi. Am putut desfășura evenimentele, feedback-ul a fost pozitiv. Bazându-ne pe această experiență, ne așteptăm la o experiență plăcută a participanților la zilele UMFST. Și apropo de proiectul Junior Researcher Academy, știm că vor avea loc și niște evenimente sub egida acestuia, practic în premieră, organizate anul acesta. Să ne oferiți, vă rog, mai multe detalii despre ele. Da, am inclus două evenimente din fluxul de evenimente al Junior Researcher Academy și în zilele UMFST. Unul dintre acestea va fi un workshop online susținut de profesorul Dan Simionescu de la Clemson University din Statele Unite ale Americii, pe tema oportunități de cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă. Va fi un workshop în limba engleză. Profesorul Dan Simionescu este un partener de suflet pe undeva și sigur un partener serios al universității pe linia de cercetare. În ultimii 10 ani am derulat două proiecte majore pe care domnia sa le-a condus în universitate. Al doilea eveniment pe linia Junior Researcher Academy, și acesta este foarte interesant, va fi un hackathon organizat în după masa zilei de vineri și toată ziua de sâmbătă.
conform regulilor nescrise ale hackathonelor și noaptea de vineri spre sâmbătă. Da? Deci hackathon înseamnă un 24 de ore în care niște echipe de tineri, studenți care doresc să devină cercetători sau inovatori, lucrează intensiv pe o idee ca să ajungă la o soluție sau la un prototip de soluție și ce va fi interesant și unde invit publicul larg să participe, rezultatele sunt jurizate și se realizează o serie de pitch-uri, se numesc din engleză pitching, un fel de prezentări foarte scurte, succinte, de 3 minute a soluțiilor alese. Juriul mai are 3 minute să pună întrebări, după care se jurizează și vor fi niște câștigători. Pitch-urile, sesiunea de pitching, va fi publică undeva sâmbătă de la ora 17, dacă bine mi-amintesc. E foarte interesant, recomand pentru o activitate de sâmbătă după masă. Da, e foarte interesant. Și da, mai ales că e pentru prima dată, cel puțin în cadrul zilelor UMFST, când se întâmplă un astfel de eveniment. Vedem cum va ieși. Noi avem speranțe mari că va oferi o experiență plăcută și participanților și publicului. Mai avem și alte evenimente foarte interesante și pe linia tehnologiei. De exemplu, spicuiesc aici din program, avem un webinar științific Lean Six Sigma, unde îl avem invitat pe domnul Gregory Watson, fost președinte al Societății Americane pentru Asigurarea Calității, organizat în colaborare cu STM. Este o colaborare internațională, vor fi mai mulți invitați internaționali. Recomandăm și acest eveniment ca fiind de un mare interes. Ne gândim că va fi foarte interesant. Avem, de exemplu, un webinar științific care abordează chirurgia ortopedică asistată cu un anumit sistem robotic de chirurgie. Vor veni reprezentanți care sunt experți în această tehnologie și ne vor prezenta tehnologia. Avem webinarii pe tema expertize fiscale, avem webinarii pe tema legislației în domeniul mediului, E-Core Serious Games, un webinar educativ pe tema ceea ce cred că în mod general se numește gamification, jocuri educative. Da, deci abordarea procesului educativ prin jocuri în mediul virtual, desigur. Vom avea un eveniment, din nou, foarte interesant. L-am intitulat Digital Transformation in Education, care va fi organizat în parteneriat cu Microsoft România, o companie care investește destul de mult în domeniul digitalizării în educație, și o companie cu care universitatea este pe cale să semneze un parteneriat strategic pentru implementarea diverselor soluții. Din nou, recomandăm evenimentul, se vor prezenta mai multe abordări, mai multe soluții care cel mai probabil în viitorul apropiat vor fi disponibile comunității academice. Cel puțin asta este tendința. Vor fi și două inaugurări în ziua de luni. Despre ce obiective este vorba? Da, una din ele este inaugurarea laboratorului Hirschmann, care a fost construit cu susținerea acestei companii. Este un obiectiv care a fost realizat anul acesta și este un obiectiv foarte frumos. Cealaltă inaugurare va fi despre noul centru de învățare prin simulare al Facultății de Medicină Dentară, care a fost renovat și dotat printr-un program ROSE de la Banca Mondială, tot așa realizat anul acesta. Ne mândrim cu aceste realizări, încercăm să le prezentăm la zilele universității în fiecare an realizările relevante din anul în curs. Știm că de obicei ziua de joi era dedicată acelei gale festive a universității. Anul acesta, cum se va desfășura aceste, cum va fi marcat acest eveniment? Da, anul acesta, din păcate, nu avem gală. Ne-am gândit așa la tot felul de idei. Până la urmă, nu ne-am aruncat pe niciuna din această direcție. Deja în mediul online se organizează tot felul de evenimente, inclusiv de socializare. Anul acesta încă nu
nu am investit în direcția aceasta. Noi sperăm că la evenimentul de anul viitor ne vedem on-site fizic la gală și atunci putem rezista un an fără această formă într-adevăr festivă și foarte plăcută de a ne întâlni. Sperăm că ne vedem în mediul online în număr cât mai mare la evenimentele pe care le-am pregătit. Practic, cei interesați pot regăsi în program link-uri care vor duce spre fiecare eveniment. Așadar, nu trebuie decât să intre, să acceseze acele link-uri și să participe la evenimente. Este celebra expresie one click away, adică evenimentul e la un click distanță. Vom publica programul și sub fiecare poziție din program va fi un buton, ca să nu publicăm acele link-uri foarte lungi, alambicate cu multe litere, încercăm să o prezentăm într-o formă atractivă, va fi un buton. Când se face click pe acel buton, practic redirecționează participantul direct în platforma Zoom sau Microsoft Teams sau ce platformă folosim pentru acel eveniment. Și la finalul discuției aș dori să vă întreb dacă aveți un mesaj pe care doriți să-l adresați comunității academice cu ocazia acestui moment festiv. Într-un an în care marcăm o aniversare importantă, 75 de ani de învățământ medical Târgu Mureșan și 25 de ani de învățământ tehnic și științific Târgu Mureșan, ne vedem nevoiți să ne întâlnim în mediul online. Este un an cu provocările specifice pandemiei. Cu toate acestea, vă invit cu toată căldura să participați la evenimentele pe care vi le-am pregătit. Cred că chiar și sau în ciuda faptului că ne întâlnim în mediul online, totuși se poate crea acea atmosferă care leagă o comunitate academică, acea atmosferă în care poți simți că aparții unei comunități academice vibrante și dinamice. Vă așteptăm cu mult drag! Domnule prorector, vă mulțumim pentru prezența în cadrul emisiunii noastre și pentru că ne-ați prezentat programul săptămânii. Este un program extrem de interesant și atractiv, așadar invităm pe toți cei care ne urmăresc acum să fie alături de universitate în această săptămână și să sărbătorească zilele UMFST. Mulțumesc mult! Așteptăm cu mult drag pe toată lumea! Vă mulțumim și celor care ne-ați urmărit și astăzi. Așadar, nu uitați să rămâneți alături de noi și să reveniți pe pagina universității pentru a vedea și alte emisiuni UMFST Live. Până data viitoare, numai bine și multă sănătate! La revedere!